Calorile încă fac parte din alimentația zilnică a multora dintre noi. Aproximativ 18 dintre români declară că mănâncă salam, parizer, kaiser, cremvuș și alte preparate de acest fel. Anual, un român consumă aproape 70 de kilograme de carne. Valoarea pieței mezelurilor din România se ridică la aproximativ 4 miliarde de euro. În topul vânzărilor se situează salamul cu 43%, urmat de kaiser cu 16% și cremvuști cu 13%. Sunt însă și români care consumă mezeluri foarte rar din cauza aditivilor pe care aceste produse îi conțin. Nu. Deloc? Deloc. Și nici la copii nu le dau. Știți că sunt nocive, probabil de asta nici nu consumă. Nu sunt sănătoase și noi suntem bolnavi așa cum suntem. Mai bine preferați să gătiți dumneavoastră. Da, să mâncăm de la noi. Mai bine mâncăm legume și mai sănătos. Dacă știți că pot cauza și multe boli aceste... Bineînțeles, tot ce nu este natural produce boli. Cel mai bun tratament e apa și aerul. Și se spune așa că mâncarea e o travă pentru organism. Omul dacă n-ar mai mânca, n-ar mai muri. De ani de zile există o întreagă dezbatere în societatea românească despre riscul pe care îl reprezintă pentru consumatori aditivi alimentari și substanțele chimice care sunt introduse în aceste mezeluri. De multe ori, un consumator obișnuit nu înțelege din informațiile de pe etichetă ce conține exact respectivul produs. Dar ați văzut că sunt foarte multe studii care arată că aceste mezeluri n-ar fi neapărat foarte sănătoase. Păi, dar n-avem domnișoară, dacă stai să te gândești, nimic nu mai e sănătos și dacă nici aia, nici aia, atunci cu ce dracu mai trăim? Încercăm câte puțin, nu facem exces, dar oricum trebuie să trăim, să ne mai dedulcim și cu câte o bucățică de salam. Asta e viața noastră. Cele mai toxice mezeluri din magazine sunt conduse de parizer, el fiind cel mai nociv preparat din carne vândut în magazine. Parizerul este un aliment ce conține 80% slănină, plus orici de porc, 10% MDM, dar și carne dezosată, mecanic și oase măcinate, spun specialiștii. Nu prea. Știți că sunt dăunătoare. Nu-s dăunătoare. În exces, bineînțeles. Nu o să mănânc numai mezeluri. Mâncăm carne de regulă, e carne și mâncăm de aia. Scumpă cum e, o mâncăm. Cremvuștii ocupă locul 2 pe lista celor mai toxice mezeluri din magazine. Ei pot duce la toxinfecții alimentare dacă nu sunt păstrați corect. MDM, pielițe și grăsimile domină în compoziția cremvuștilor. Iar al treilea loc pe lista celor mai toxice mezeluri din magazin se numără kaiserul, care este injectat cu soluții ce au în compoziția sa sare, gelifianți, coloranți, conservanți și tot felul de substanțe dăunătoare.